Stimați consilieri, știm foarte bine la ziua de azi care sunt problemele apărute la regie de transport electric, unde domnul Morgoci conduce această întreprindere de mai bine de ani de zile. Și până la urmă a dus de râpă, acumulând datorii de mii de lei la impozitul pe venit. Dacă să facem comparații cu anii trecuți, că la regie de transport electric era condusă de Victor Martăniuc sau Vasile Rudăi, lucrurile erau puse altfel, care Morgoci l-a mâncat la sapat și l-a alungat. Stimați consilieri, regie de transport electric, parcul de troleibuse 1, 2 și 3, pe zi ce trece, acumulează peste 300 de mii de lei pe zi și mai bine. Iar domnul Morgoci stă cu o sumedenie de datorii, tot pragul și tot vina o dă pe troleibusurile noi. Cel mai mare dezastru se produce la parcul numărul 3, condus de domnul Popovski, care se află în sală, unde e cel mai mare cumătriz, banditism și hoț, ca Cuzmencu Mihail, ca Popovski Ion, Maidanski Iuri, Păvalache, aceștia toți sunt gașca lui Chirtoacă. La spatele cărui sunt salariile... Domnule, dați-mi pași, eu să-mi repet replica. Salariile angajaților nu sunt primite pe card, nici în plic. Sunt nevoiți să se scoale angajații la orele 4 dimineața pentru a ocupa rândul să-și primească salariile. S-au adus troleibuse noi de tip Acăsăm, care costul unui troleibus inventat la Beloruș costă 102.000 de euro. Iar domnul Chirtoacă cu Morgoci, prin tranzacție România l-a procurat cu 125.000 de euro. În plus cu 23.000 de euro. Lucrurile trebuie verificate. S-au furat 100 de anvelope la parcul numărul 3. Unde sunt ele? Până în prezent nimeni nu știe. De aceea trebuie de întrebat Procuratura Anticorupție și pe postic împreună cu Morgoci s-au furat monitoare din troleibuse. S-au furat, s-au vopsit. Până în prezent în parcul troleibuse nu se află o cameră de supraveghere. Au fost scoase 20 de camioane de metal uzat de la tăierea celor 30 de troleibuse înlocuite cu cele noi. Ce au făcut cu atâta, nimeni nu știe. Trebuie iarăși de verificat. S-au alocat 120.000 de lei pentru a face acoperișul la secție de reparație. Au muncit șoferii, se sculau de timpul de dimineață, în loc la ziua lor liberă să odihnească, ei trebuiau să suie pe acoperiș, să rupă toată murdăria, că Morgoci a alocat 120.000 de lei. Iar până în prezent la secție de reparație curge apă, te plouă în cap. Nu mai poți sta pe această canavă. Au închis toate cantinele, șoferii mănâncă prin troleibuse, pline cu colb, murdării și așa mai departe. Fac masa acolo unde stau călătorii pe scaune. A fost o cantină la parcul 3, unde mâncau studenții cândva, șoferii, iar la momentul dat este dat restaurant al lui domnul Morgoci, bătaie de joc, atât Morgoci cât și liberalii Popovski, Cuzmencu. Ne referim la administrația parcului 3, care este condusă de aferistul Popovski și Cuzmencu, care nu are studii. Ce fel de vicedirector a parcului numărul 3 poți să fii când nu ai documente, nu este specialist în domeniul transportului, nu are permis de conducere, este lipsit pentru alcool, iarăși ești gașca lui Chirtoacă în parcul 3. Nu suntem de acord cu regulamentul de plată a conducătorului de troleibus, deoarece regulamentul regiei de transport electric de plată prevede ca să rețină din salariu a câte 2.000 de lei pentru sancțiuni disciplinare, plan făcut bine și pus la cale de Morgoci. Dar câți angajați de pe lună sunt sancționați cu așa lipsă de premii, unde iarăși ne întrebăm unde se duc banii? O mulțime de abateri grave la această întreprindere condusă de afaceristul Morgoci. Fur de bani, salarii neachitate. La limita cardurilor, toate cardurile sunt arestate. Rugăm